FIFA 18, alt joc prost făcut de ei. Da, salutări și bine v-am găsit la un nou video. De data aceasta avem Retro FIFA 18. Vom face un draft, nu voi juca meciurile pentru că nu găsesc oponent. Nu găsesc oponent nici în FIFA 19 acum, dar în FIFA 18. Da, vom da aici single player draft pentru că am mai făcut eu mai de mult un draft online și nu găseam player, așa că a rămas acolo draftul ăla făcut degeaba. Și da, dacă mai vreți videoclipuri cu FIFA 18, să jucăm poate la workout sau să vă arăt echipa mea de pe workout, lăsați un like acolo, hai să strângem 1000 de like-uri dacă mai vreți videoclipuri cu FIFA 18 și zic să dăm drumul la un draft aici să vedem ce jucători avem. Ronaldo era la Real Madrid pe vremea asta, așa că sperăm la un Ronaldo. Vom da pe Ultimate, că suntem prea buni. De fapt, oricum nu vom juca meciurile. Merg cu 4-3-2-1 pentru că vreau să văd ce winger avem. O, Ronaldo 97! Începe un forț aici cu Ronaldo 97. Îl vom rua pe Ronaldo, n-avem cum să nu luăm acolo. Și acum mi-a dat slab rău. Ia uite-l mă pe Zic, și aici a jucat bine Zic, avea inform. Și Nereș aici avea inform, era bun și Nereș. O să luăm pe Lion, că face chimie. Hai să vedem ce mai avem aici. Neymar și Hazard. Hazard ăsta 98, cum e? Cum e Hazard ăsta? O să luăm pe Hazard, vom încerca să facem un rating cât mai mare. Un Cantea ar fi bun aici. A, De Bruyne, De Bruyne, mamă ce draft avem aici. De Bruyne 96, uitați-vă ce statusuri are. 90 physical pentru un CM, e bestial. De Bruyne vine aici, hai să vedem ce mai avem. Și mi-ai stricat draftul. L-avem pe Viera, alt Viera, de fapt ăla e Vieira. Îl vom lua pe Saul pentru chimie. Hai, ceva bun. Legendă oare? Nainggolan! Nainggolan și Rakitic. Rakitic ar trebui să vină pentru chimie, deși Nainggolan e și el bun, că face cu Hazard și cu De Bruyne face Nainggolan. Parcă l-aș lua pe Nainggolan totuși. Dar nu, mă, luăm pe Rakitic. Luăm pe Rakitic și poate avem noroc la un Sergio Ramos. Nacho face chimia potrivită, așa că îl vom lua pe Nacho. Un Carvajal aici, oare? Dani Alves și Walker. Slăbuț, slăbuț. Îl vom lua pe Bellerin aici. Am început forță rău, dar acum s-a cam stricat. Poate ceva bun acum. Piqué, așa mă, așa Piqué. 93 Piqué. Așa mai vide ca să facem schimb frumos aici. Că face cu Rakitic, Greenlink. Hai să mai vedem ce mai avem. Alaba. Îl voi lua pe Alaba. Strict pentru rating. Chimia o facem, nu e problemă. Vreau să fac un draft de cel puțin 192. Și ne pic aici Courtois. Courtois 94, drafturile aici sunt mai bune, văd, 94 Courtois, Team of the Season, nu trece nimic de ăsta în poartă. Hai să începem la rezerve, Isco 97, nici nu știam care asemenea card în FIFA 18, cei drept nici nu prea mai jucam atunci. Isco normal, dacă vine aici, îmbunătățește chimia, slăbuț aici, îl vom lua pe Lukaku pentru rating și să vedem oare, nu pică nimic, oare. Ăsta e Malcolm de la Barcelona, mă? Cred că el e. L-avem aici pe Asare, eu l-așteptam pe Azah. Vom merge cu Malcolm aici, dar legende nu picăm, mă, și mie ceva, o legendă. Di Maria și Sanchez, vom merge cu Sanchez pentru rating. Turan, Arda Turan, Arda rău Turan. În cine? Nu știu în cine. Hai mă, că luăm pe Turan, ia dacă îl băgăm aici, crește chimia, ratingul rămâne la fel. Am nevoie de niște fundași cu rating mai mare. Ia uite-l mă pe Mane, aici 86 avea card special, în FIFA 86 are cardul normal. Mbappé 94, aveam Mbappé, mă, i-a dat card de 94. O lua pe Mbappé aici. Hai să mai vedem ce avem. Pogba 87, Pogba și David Silva. Îl voi lua pe David Silva, face chimie și aici și face și rating. Am zis că fac chimie acolo pe stânga, n-am mai făcut. Eriksen 95, Eriksen. Și ăsta e bestie, mă, frate, mă. Carduri asemănătoare cu cardurile actuale din joc, văd. Nu prea s-au schimbat multe. În afară de faptul că Ronaldo s-a mutat la Juventus, prea s-au schimbat multe. Walker, Walker 92, bă, dar ce draft fantastic până acum. Walker aici, face chimie și cu De Bruyne, vom încerca să-l băgăm cumva aici. Îl vom lua pe tipul ăsta. Și portar, ia să vedem ce portar avem noi oare. Alisson 88, ăsta a crescut foarte mult față de înainte. Acum are 94 sau 95 dacă nu mă înșel, Team of the Season-ul. Îl vom lua pe Alisson și hai să vedem cum facem noi chimie aici. Nu știu cum să fac chimie, frate. Hai să luăm și managerul. Ăsta mă duce la 92. Uite, bă, pe Ruby. S-a apucat Ruby de antrenat. Nu mai merge cu cântatul. Da, băieți, cam așa arată echipa. 92 chimie, 92 rating. Nu știu ce aș mai fi putut face. Nu mă prea pricep la drafturi, sincer, să fac chimie. Uite, mă, că dacă îl mut aici pe Bellerin,
fac 94. E o îmbunătățire. Probabil dacă mai mă jucam puțin pe aici, făceam 100, însă nu mai am chef să mai stau să mai îmbunătățesc chimia pe aici. Probabil puteam să fac 100. Lăsați voi în comentarii ce puteam să fac. Nu uitați, 1000 de like-uri, mai facem retro FIFA 18 dacă mai vreți. Nu uitați să vă abonați, Road to 10K, eu am fost Gianni, v-am pupat.